A doua parte din aplicație reprezintă căutarea orașelor cu riscul minim de infectare cu noul virus COVID. În tabela din dreapta puteți observa că avem mai multe orașe, iar noi putem simplu să apăsăm aici și ne va sorta în funcție de rata de infectare. Daniel și Cătălin sunt studenți în anul 2 la informatică. 9 ore au muncit pentru a crea o aplicație utilă oricărui turist ce vrea să plece în vacanță în siguranță. Au luat toate informațiile date de autorități și le-au grupat într-o formă centralizată și ușor accesibilă de către oricine are un laptop sau un telefon inteligent. Aici, în console, ne sunt afișate datele pe care le-am preluat de pe serverul ce ne prezintă datele despre COVID. Aici avem informații despre țară, riscul de infecție, toate cele 221 de țări. Putem afla totul de la cele mai bune 3 hoteluri până la vremea din acel oraș și rata de infectare, cazurile totale, alături de informații legate despre COVID și despre cum putem călători sigur pe timpul pandemiei. Aplicațiile studenților identifică și destinațiile cu nivel procentual mare de vaccinare și cu un grad ridicat de siguranță în actualul context pandemic. Aceste date sunt afișate în acest tabel. Noi am făcut o filtrare, am implementat și o căutare după țară. Programul urmează să fie lansat pe internet în câteva zile. Este util și agențiilor de turism, dar și turiștilor care vor să călătorească. Pandemic Holiday este numele aplicației. Cu cât crește interesul pentru această aplicație, cu atât mai mult noi o să ne implicăm din ce în ce mai mult și o să încercăm să apelăm la cât mai multe resurse ca să putem să updatăm aplicația noastră. Scopul a fost pentru a și avea impact. Este mult prea devreme pentru a avea un feedback de tipul acesta. Mai ales că este o aplicație incipientă, o aplicație serioasă care are date complete și are și lere disponibile, necesită luni de muncă. Agențiile de turism s-au arătat printre primele interesate de programul informaticienilor de la Constanța. Oamenii au nevoie de informații în această perioadă extrem de grea și provocatoare, în care totul s-a răsturnat. Turiștii sunt dezorientați, este și motivul pentru care, neavând informații suficiente, nu efectuează rezervări. Așteptăm ca tot mai multe aplicații să poată să devină instrumente reale și pentru noi, pentru agențiile de turism. Pandemic Holiday este o aplicație gratuită ce va putea fi descărcată și instalată pe orice laptop sau telefon mobil.